De mai bine de un an de zile, autoritățile au luat diverse măsuri pentru combaterea pandemiei de COVID-19. Una dintre acestea a fost izolarea oamenilor în propriile locuințe, care, deși a redus probabilitatea de a fi expuși coronavirusului, ar putea avea și efecte mai puțin vizibile asupra sistemului imunitar, făcându-ne mult mai vulnerabili în fața altor infecții. Un lucru este cert, infecția cu COVID-19 afectează în special persoanele cu un sistem imunitar slăbit. Până în acest moment, nicio măsură luată în combaterea pandemiei de COVID-19 nu a avut ca scop sporirea imunității populației. Mai mulți specialiști au susținut că lockdown-ul ar putea aduce mai multe dezavantaje decât avantaje. În condițiile actuale de mișcări pe întreg globul a populațiilor, economice, turistice, cum vreți, din toate părțile lumii, ca dovadă rapiditatea cu care s-a transmis coronavirusul din China până în America în câteva zile, s-a dus totul, nu? În cazul ăsta, măsurile de lockdown locale, pentru a proteja anumite arii locale, mi se par lipsite de substanță, pentru că obții un rezultat momentan, pe moment, dar în momentul când încep să apară legăturile cu exteriorul, pericolul este la fel de mare. De aceea, probabil, ar trebui pus accentul și pe alte aspecte ale legăturii cu coronavirusul. Și aici mă gândesc la imunitate. Adică trebuie să știm că sunt lucruri care cresc imunitatea organismului. Odihna, alimentația rațională. Și trebuie să luăm toate măsurile generale pentru creșterea imunității populației. Sistemul imunitar se construiește prin expunerea la antigeni. Statul în casă, dezinfectarea mâinilor, dar și purtarea măștii nu ajută sistemul imunitar. Din contra, acesta își reduce capacitatea de a forma anticorpi. Trebuie să fim deștepți. Nu trebuie să fim blocați, așa să zic, în proiect, o singură abordare, mască, spălat și distanțare. Poate mai sunt și alte măsuri care trebuie luate pe lângă acestea. Pentru că se pare că acest tip de abordare are totuși niște momente de reacții nu foarte bune, adică nu perfecte, nu, rezultatele nu sunt chiar așa de bune și n-au nici perspectivă. Pentru că lockdown-ul ca atare sau distanțarea ca atare nu produce imunitate. Simplu. Imunitatea se obține prin vaccinare și prin imunitate de turmă. Mai mulți specialiști au susținut că doar în momentul când 70% din populație va fi imunizată, vom putea vorbi de revenirea la normalitate. Cum să spui să iei în discuție imunitatea de turmă? Deși cred că trebuie să discutate absolut toate problemele, inclusiv această imunitate de turmă. Ce înseamnă ea de fapt? Adică să acceptăm ideea să ne îmbolnăvim și cu asta și să obținem imunitatea prin anticorpi produși de boala ca atare. Bine, te gândești la cine poate să apară această imunitate de turmă. Nu poți să riști cu niște persoane sensibile, cu niște persoane, dar la anumite categorii de persoane, cum sunt tinerii, cum sunt sportivii, poate n-ar strica să ne gândim la o astfel de abordare. Să o studiem, să o discutăm. Mă deranjează acum pe mine personal că se refuză discuția, sunt refuzate discuțiile pe marginea altor tipuri de abordări. Oricine încearcă să discute nuanțat este etichetat în fel și chip, de la anti-covid, antivirus, până la pro-rus, mai știu eu ce. Ceea ce este, totuși, sunt etichetele prea ușor aruncate. În concluzie, medicul spune că... Știi, închizi robinetul și nu mai curge apa. Dar dacă nu repari spărtura, după ce dai drumul la robinet, apa curge în continuare. Deci așa este și cu lockdown-ul. Dacă închizi totul, da, se oprește apa. Dar trebuie reparată și țeava.